Conflictul dintre primarul liberal din Motru, Gigel Jianu, și viceprimarul social-democrat, Cosmin Morega, este departe de final. Morega l-a acuzat pe Dil că a dorit să bage administrația în insolvență imediat după ce a preluat mandatul de primar. Jianu dezminte însă acest lucru și spune că este doar o dezinformare. Războiul dintre Cosmin Morega și Gigel Jianu și-a derulat un nou episod. De această dată, Morega îl acuză pe Jianu că a dorit să bage primăria în insolvență. Discuțiile purtate cu domnul Hanu Dorin. Domnul Hanu Dorin ne-a dus la cunoștință în BPJ săptămâna trecută, chiar mai pe la începutul anului. Dacă vă aduceți aminte, în perioada aceea tot timpul se spunea că primăria municipiului Motru este în prăpast, este cu un picior în prăpast, este dezastru, intrăm în faliment. Mai mult, a dus un prejudiciu de imagine și luata. Când a dus la cunoștință publică că OATA nu va mai funcționa și nu va mai livra agent termic în perioada de iarnă anului 2017. Jianu neagă însă cele spuse de Morega. În primul rând este o intoxicare marca Morega. Este evident că este o intoxicare specifică domnului Cosmin Morega. Într-adevăr am avut o discuție la preluarea mandatului cu domnul Hanu și i-am prezentat toate problemele pe care le identificasem în perioada aia foarte scurtă, printre care și situația financiară dezastruoasă. Morega l-a mai acuzat pe Jianu de mai multe nereguli în ceea ce privește proiectele de hotărâre ce au fost aprobate.